Da, iar îmi buze microfonul, mă rog, salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Sam. Nu vă plac moturile astea, nu vă prea plac, ia să așa un pic. Acum vă placă? Da, mă, e și în bă, modurile astea. Super șmechere, ăsta ale lui Tudor, mă rog, nu știu dacă ăsta ale lui Tudor, da, văzut de la el, de pe pagină, nici măcar nu fac la, uite, am 101 FPS-uri cu NB-ul, scot NB-ul 93 și o să duc la 101 din nou. Deci, și cu NB și fără NB tot 100 de FPS-uri am și, sincer, Robert Overhaul am 60 de FPS-uri cu el constant, deci nu fac lag modurile, le aveți pe pagina lui Tudor, pe Facebook, lui ăla, lui Cute Tudor sau cum îl cheamă, Tud Cure sau mă rog, ați prins voi. Da, hai să vedem ceva ce de-abia aștept, mamă, de-abia aștept să vină ziua de 14 aprilie în care o să fiu plecat la bunici, dar nu contează, o să am laptopul și o să intru pe el o baghetă pentru prima dată, de-abia aștept să rămân. Mamă, 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 cât l-aștept, mamă. Chiar dacă au făcut o alegere destul de proastă, băieții, adică Tibi și Shadow sunt deschise pentru că, uite, serverul ăsta are 400 de player și ora 5, care e oră de vârf, adică nu chiar oră de vârf, dar la ora asta pe Blue 1000 din 1000 și ăsta are 400 și maxim serverul ăsta are vreo 500 de player, maxim are 500 de player, deci nu prea au făcut alegere. Dar dacă mulți au vrut yellow, poate o să fie yellow, 1000 dintr-o 1000. Și chiar sper, pentru că vreau neapărat să mă apuc acolo, să joc serios, să... Doamne, doamne, ce o să fac acolo, să fie nebunie, intru în mafie, lumea, nu sunt în mafie, să intru în PD. Aia aș vrea să intru în PD, v-am zis, pentru că PD e forța. O să stau multe zile, chiar am de gând să stau în PD mult, deci, da, puime, hai să ne rog, că am licența de gun, să zicem așa. Ui mei frate, nu știu, chiar nu m-au tărât, dar tot vreau să intru în PD acolo. Slash by gun. What? Nu pai. Suspended. Ah, wow, minunat frate. Minun fucking dat. Dacă mă întreabă de licențe. Dacă mă întreabă de licențe. Mi dau eject. Ca să vadă că nu-mi plac. M-am plictisit. Ah, ok. Ah, ok, sunt. Dacă mă întreba de licență, ziceam, mă piși pe față, da, și dădeam eject. Chiar mai urăsc pe aia care cer licențe, care zic că frate, vrei licențe sau... Tempul la mea de prost. Eram sigur cu aia, instructor, hai, fă-i de me. Fă-i de me. Așa. Hai că vine și FVO. Slash ID 314, slash number 314, T11658. Cere scuze sau post. Filmam. Așa că vine și FV-ul să-și ceară scuze. Dacă își cere scuze, să îmi bapul, nu-i fac niciun post. Mâna la jos, mâna sus, pălăria jos, pardon, mă rog. Dacă nu cere scuze, fac post. Ok, îmi cer scuze. Așa. Nu-i fac post, frate. Tot respect. Măcar nu-i frate de la retardat de-mi blochează numărul și alea. Ai ca la YouTube. Da. Să-mi bat piciorul, dar măcar a fost om de treabă și o ceru, frate, scuze. Nu vine, blochează numărul căcaturi. Ce căcat e? Ce nu-i... Ce căcat e? Nu m-am spălat chiar așa de tare, dar îi făceam post dacă venea cu pițe de-alea. Bă, ce să-mi cer eu scuze că blochez numărul cu alea? Chiar îi făceam post. Pentru că dacă ești scuze, o să-i PV, mi se pare. Bine, acum o să mut. Ok. Da, nu o să-i fac postul în blangiu, vă uitați și pe panel ca să nu ziceți că, a, zic că nu-i fac postul, după aia fac alea, nu, chiar nu o să-i fac post, pentru că nu sunt retardați. Da, pui mei, puteam să-i fac, mă pișam pe el, puteam să zic, frate, ce să-mi ceară scuze, mă duc și-i fac pozile să-și FV, da? Am trecut și-o prin asta că l-am înjurat pe ăla pe Bizon și mi-a făcut post și mi-a luat FV și nu m-am simțit deloc bine să-mi iau FV, să iau după aia rank up după o lună și o săptămână. Chiar nu mi-a plăcut deloc, nu mi-a plăcut. Dar măcar eu, în aplicație, am avut respectul, hai să-ți arăt, nu știu, mă cresc, cred că am șters mesajul acum, m-am enervat pe el când mi-a dat FV, dar cred că nu l-am, nu știu să zic, să-mi uit acum dacă l-am șters sau nu. Așa. Your faction got așa. Your resignation, stai că nu văd toate sancțiile, make, a, da, stai, pot să mă uit aici, fictions, bad language, dar nu pot să văd, mă rog, uite, aici fictionul care l-am pentru bad language, vezi, se numește la bad language, vezi, și apoi am dat demisia, că n-am mai avut chef, n-am mai pur și simplu, n-am mai putut, frate, n-am mai avut chef deloc.
Faza e că, na, nu, chiar mă iert pe aia care văd că scalmea și cer scuze, iert. Chiar dacă pe secundă eram ceva, e futus gura mătii, mai cer și licență și după aia, da, e fac și deme. Eram ceva de genul, gata, la asta e fac postul și AFV. Am văzut că a fost calmea, măcar și-o cerut scuze, știi, poeme. Da, nu mă deranjează că mă omoară, frate, e doar un joc, ce căcată. Dar mai mult mă enervează că sunt mulți retardați, te omoară. După aia și fac pe șmecherie, a, ce frate, să-mi cer eu scuze, puii mei, nu sunt retardat, știi? Să-mi cer scuze, frate, faci un bine dacă îți cer scuze, că scapi de unele chestii când îți cer scuze. Și nu neapărat că scapi, oricum nu cred că-i făceam post, că mi-și lene să-i fac post, dar zic așa ca idee. Măcar au fost o în calea mea, frate. Nu ce-și fost înainte cu mașina în foc, dacă bubuie. Da, e. No. Doamne, eu și-o luat și la foc acum. A, ba, nu. Da, nu prea ce. Hai să fac materiale chiar. Uite, job. E, mamă, frate, Shadow, frumos server, cel mai tare server, nu poți să dai demisia că ești în mașină, ce căcat, a, mă duc invers, stai, a, de fapt nu, mă duceam bine, nu poți să dai demisia că ești în mașină, ce pui mei, zici mie cineva, care claxonează, talent, cine asta, dacă întrebi de licențe, ești nab, clar. Nu te recunosc. Bă, dar adică nu că e prost, dar disperați, frate, că licențe, licențe, frate, vrei licențe și alea. Și pe baghet să îmi bat piciorul. Bă, până acum nu dădeam seama, până acum am crezut că e un server normal. Să mor eu, dar stai și pe stradă, se bagă în tine, te claxonează la, frate, vrei licențe. E enervant, în puii mei, dacă vreau licențe, dădeam să ești instructors și, uite, îl contactam pe aici, nu mă duc, nu vine pe stradă și licențe. Nervant, poemic. Nu știu, cel puțin mi se pare foarte nervant. Și nu e faza că vai că sunt popular și nu, nu, frate, pur cine cred că ne nervant să vină așa, mai să vedem. Uite, ceva regen, hai să facem, să vedem ce reacție are. Stai să văd. Ia, uite-l pe ăsta. Frate, licenții. Așa, acum mă duc și mă bag și în fața lui, așa. Uite. Uite, frate, plin bursul. Și pe ei enervează chestia asta, vezi? Și pe ei îi enervează. Dă mai pe mine. Serios. Chiar nu-i normal. Uite, și asta e. Asta e instructorul. What the fuck? Mă duc și zic la un instructor, frate, vrei licențe? Vine după mine. Uite, s-o duc și la ea. Frate, vrei licențe pe pariu? Nu, eu mă duc așa, pe stradă la oameni, să fac experimentul, să vezi ce reacție. După ce mi-au jobul de asta. Ia uite, pe ăsta. Frate, licenții. Hai, man, îți dau licenții. Foarte ieftine, foarte. Pui mi frate, enervat. Și așa, chiar așa au venit una dată la mine. Știți că cred că exagerez, dar știți videoclipul ăla cu Cosmin ăla sau cum pui mi el chema care se băga în fața mea, mă claxona. Ia-i, frate, nu vreau frate licenții, pot să-i băga, pot insista, pui mi să nu le juri pe ăla. Oricum, cuit grup era să scriu, doamne. Bă, am mai văzut ăsta pe YouTube, oameni care erau rupe live și erau în mafie, știi? Și în loc să scrie quit job, au scris quit drum și odată ies și au ieșit din facțiune. Uai! Da, se mai întâmplă. Dacă ești prost, se mai întâmplă să și dai de chestii de genul. Păi mei. Na, dar e de căcat de el, adică o fi vrut băiatul să scrie acolo, nu știu. Da, ce să zic? Nasol. Trebuie să fii atent câteodată. Ia. A, am vrut să mă bag în el să-i zic, frate, vrei licențe? No, hai să nu mai exagerăm. Da, unii chiar așa vin, unii vin, se bagă în tine, te claxonează, frate, vrei licențe? Nu trebuie să am vrut să-l fac să derapeze, dar nu contează. Nu m-am răzgândit pe parcurs. Get nuts. Am 60 ceva de cam azi, nu? Da, 61 cam. E ok. Oricum, ai contul ăsta, o să-l abandonez. Și o să-l, după aia o să-l vând pe AVR el, când o să... Adică bine, nu o să-l vând pe AVR, o să-l vând pe Paysafe de 50 sau de 25, dar cred că, nu, cred că o să-l bag în facțiune și o să-l vând pe Paysafe de 50 și o să-mi iau AVR pe el, low bag. Sau nu o să fac gainerii de astea, că nu știu. Dacă se fac, da? Ui, mei, cine trebuie cu ar ști? Adică eu pot să zic, dar pot să nu-l vând, de exemplu, trai? Dar nu cred că l-aș vinde, pentru că aș vrea așa, să am pe fiecare server câte un cont. Pe red, am contul ăsta, pe green, wow, mamă, mânca, unde-i?
Unde l-am aruncat? Ești prost? M-a văzut poliția. Mă rog, nu cred că vedem. Uite și ăsta. Mister, mă, Balcan, ce pui mei cu aia? Na, nu știu, oricum. Cred că așa, să am contul ăla de Blue Raul 2K, contul ăsta de Red Cooper, contul de Green Raul 2K, dar la icon de level 5, mă rog, și contul de Yellow, care o să-l fac? A, și contul de Orange Raul 2K, care are level 10 și are și un X și vreo 4 caca. Sau așa, pe fiecare server câte un cont care, care pot să dau rob de pe ele, că mai intru cu un prieten, mai dau un rob, ceva, pui mei, știi? Nu vreau să scap de toate. Și pe asta ce vreau să-l bag în facțiune ceva, până se deschide el om 10 zile, 14, nu, doamne, 14 zile, 13 zile. 13 zile, până la urmă, nu? Nu 13, doamne, prost sus. 9 zile, sau cât ar veni? Hai că iau matematica mai proastă, știi? Da, 9 zile, mă rog. Și cam e 13 zile, doamne, doamne, trebuie să mă culc oricum imediat. Am venit la ora 3 de la școală, pe la 4 am ajuns. Că aici ceva e o oră de mers pe jos. Și după aia... De ce zic? După aia... M-am și culcat aseară la ora 3 jumate, 4 mai știu, la când m-am culcat, pe la 3, cam așa. Deci totuși, cam, n-am dormit așa de mult. Mă culc acum, dați să așa un episod de Sam pentru voi, că după aia ar mă jurați, frate, de ce nu pui eu Sam? Fumă, mă, și chestii de genul, deci nu... Uite, v-am pus Sam, n-aveți acum ce să mai ziceți. Dar sunt foarte faine modurile astea, frate, și chiar super ok, și sunt foarte optimizate, adică uite cât de bine merge Sampu, deci uite, fără ele, 101 VPS-uri, cu NB-ul, am făcut și un screenshot, 102 VPS-uri. Napula, s-a dus ăla pe alătura, m-am văzut pe ăsta, nu? Ce vine? Ia. A crezut că vine după mine. Că îmi făceam troll, mă dădeam jos din mașină să plătesc amenda și după aia am urcat și plecam, știi? Nu amenda, să-mi ia permisul dacă mă găsește pe contrasens, nu? Pe ăla, pe Bizon, nu ți-a permisul deja că te vede cu nos. Deci, super tare, frate. Big like. Bă, nu cred că pot să mă duc la pen dacă n-am licența de arme, dar o să încerc, pentru că am chef să mai joc cu 5 minute sau cât o mai rămas. Din nou, oh my, ia. Da, la asta nu prea stiu. 47 VPS-uri, la activez 30 o să am. Sau? N-am 30? O 100, what? Dacă mă uit jos am 100, deci eu trebuie să... Oricum, la pe ăsta... O, se poate! Bine, bă! Pe tine! Oho, ce le-o dat-o ăla! Bine, mă! Hai să le dau la băieții ăștia. Wow, m-a distrus. Dar după asta mă duc și eu la toaletă. Nu contează ce fac la toaletă, contează că mă duc la toaletă, ok? Și după aia mă duc să mă culc. Mor de somn. Nu trage, what the fuck? Na, mă rog. Pute-și pe la băi, rasa în cur. Îl iau. Nu-l iau. Da, oricum, pe Vines, pe Biela, o să încerc să fiu mult mai serios, să fiu cât de serios posibil, să pot să fac și eu ceva, că am jucat pe baghet până la urmă cam degeaba. Degeaba mă refer că n-am prea reușit să fac nimic, am trollat, nu mai n-am fost serios frate deloc, chiar n-am fost serios deloc și puteam, dar n-am fost, nu am fost trei gazuri pentru că m-am prostit după unii de aici și majoritatea joacă pe baghet așa la Caterin, că mai câte o ăsta, mai câte o înjurătură, mai câte un post, mai câte, dar vreau să fiu frate serios, să fac și eu ceva aici, să nu să rămân civil 100 de ani și după aia se deschide alt server, știi? Cum am făcut pe Blo. Pe contul ăla Raul 2K. Am jurat, am făcut prostii, am băgat, am intrat cu fly, am luat ban 30 de zile. Că apare n-am luat, din nu cu fly cu speed-ul. Am luat ban, wow, cât de bine trag, am luat ban. Pentru speed hack nu se, ba nu, pentru speed se dea 30 de zile la level 16. Mi se pare că la level, și bă, la level 1 se dă permanent pentru speed hack. Wow, eu m-am terifiat. Dar la level 16 cât aveam pe contul ăla? Bine, când mi-am luat bani aveam 14. Dar mi-am luat bani 30 de zile pentru speed. M-am prostit. Cum pui mei să intru eu în facțiune cu bani pentru fly? Ăsta nu pentru fly, pentru speed, mă rog. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod de Sam. Ok, și aici că trebuie să mă duc să mă culc, că mi-e somn și ne vedem data viitoare. Salut!